atunci când ne aruncăm în valul vieții, de fapt, fățarnic la nevedere, rămâne Satana, care știe să ne atragă în curse și să spunem, toată lumea bea, beau și eu. Toată lumea trăiește, trăiesc și eu. Toată lumea se distrează, mă distrez și eu. Și chiar întâlnim această expresie populară și foarte des întâlnită, care spune așa, ce face toată lumea, aia o-i face și eu. Nu-i chiar așa. Viața pare a fi de obște, dar mântuirea este numai separat. Deci viața pare comunitară, dar fiecare om în viață are rostul lui. Eccles spunea că omul e o unicitate. Deci noi nu putem găsi doi oameni la fel pe pământ. Să gândească la fel, să zâmbească la fel, să plângă la fel, să-i doară la fel. Fiecare om trăiește sentimentul lui. De aceea, singurul model care ne l-a lăsat Hristos ca să ne putem dubla, este Fiul omului. Iată omul, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți afla odihnă sufletelor voastre. Cum spune, luați jugul meu și povara mea că ușoară este. Cum spune acolo iarăși Hristos, cel ce vine după mine să se lepede de sine, să-și lase din năravurile alea rele și să mă urmeze mie. Și cum spune, cele două expresii a lui Ioan, cel ce își va pierde sufletul pentru mine și Evanghelia mea îl va câștiga, adică dacă faci puțin exercițiu, puțin sport duhovnicesc, ca să spunem așa, dar cel ce se rușinează de mine și de Evanghelia mea în neamul acesta desfrânat și păcătos, și eu mă voi rușina când voi fi în slava Tatălui cu Sfinții Îngeri. Deci avem posibilitatea să-i dăm inimii ce? Cugetarea cea sfântă. Cum spune Hristos fariseilor când îl vindică pe slăbănoc, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Deci, de ce cugetăm noi oare cele rele în inimile noastre și ne facem rău singuri? Și aici am să mă opresc acum la rău singur și am să spun că după deznădejde, următoarea treaptă este sinuciderea, deci păcatul propriu-zis, care este de fapt esența temei. Eu am vrut să vă duc pe un preș până la ea. E ușor să-ți faci harakiri, japoneze fac treaba asta, dar ei o fac din demnitate și vitejie. Satana vrea să o facem din slăbiciune și din păcat. Cea mai mare patimă și cel mai greu păcat, sau dacă vreți, cea mai slăbănoagă activitatea sufletului este iubirea de sine. Dacă luăm Filocalia 6 și dacă ne mai uităm și prin celelalte cărți de învățătură, vom vedea așa că mereu se vorbește de iubirea de sine. Iubirea de sine este mama tuturor relelor. Ea naște mândria, ea naște iuțimea, ea naște răutatea, ea naște pisma, naște invidia, naște ambiția, naște trufia, naște înălțarea minții, naște cutezanța de sine, înfumurarea de sine, părerea de sine. Toate vin din această trufie, din această iubire de sine irațională față de trup, cum spune Filocalia, și ne bagă pe noi în ce? În idolul numit om. Deci, centru de greutate al existenței este Hristos, iar centru de greutate al creației este om. De aceea vorbim de Hristos om. Hristos a luat chip de om, dar el e chip de rob, spune Atanasie cel Mare, dar ne-a arătat nouă cum arată omul absolut care poate sta pe scaunul Tatălui la judecată fără vătămare. Și m-am întors acum unde am vrut eu să vă las. Am spus că intrăm din nou în Noul Testament. Când era la a treia slujire în carantanie, acolo când a venit diavolul a treia oară, îi spune lui Hristos așa, încerca să-l mai ispitească, uite, n-ai vrea tu să te arunci așa de aici, de pe templu, că doar îngeri trebuie să te păzească, de ești tu Fiul lui Dumnezeu? Asta trebuie să știți un singur lucru după învățătura patristică. Dracu a știut cine este Iisus, dar n-a știut cine este Fiul omului. Îl știa pe Iisus că vindecă bolnavi, că înviază morți, că face minuni, dar nu știa că e Dumnezeu. De-el și ispitește în câteva situații foarte fine și când vindecă iarăși un demonizat din ăsta, că se vorbește de Evanghelie cu doi demonizați și într-o parte se vorbește de un singur demonizat.
spune așa: știm-te, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt, cine ești. Nu ne trimite mai înainte de vreme în adânc, crezând că l-a dus, aruncă pe Hristos într-o slavă deșartă, să-i spună lor, dracilor, stai mă, că mai este până la Apocalipsă. Nu, Iisus Hristos nu s-a luat după curentul Petru Vodă, a rămas pe curentul Apocalipsei. O spus clar. Nici Fiul, nici Îngerii, ci numai Tatăl știe clipa și ceasul. Și ce a zis? Nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Nu ispiti pe Domnul Dumnezeu tău. Și pentru asta am eu un citat frumos aici, l-am găsit eu și l-am, vreau ca să-l vedeți cât de frumos sună. Chiar l-am notat, pentru că mă interesează și trebuie să-l știți și dumneavoastră, ăsta că se merite. Așa, imediat vi-l găsesc. L-am citit intenționat și mi-a plăcut. De ce? Pentru că în momentul în care noi suntem un pic mai sus decât... l-am găsit imediat. Pentru că niciodată prorocia nu se face din voia omului, ci oamenii cei sfinți al lui Dumnezeu. Deci sunt și sfinți care nu sunt lui Dumnezeu. Satana poate lua adeseori chipul îngerului de lumină. Satana poate să ispitească și să vină să vestească și alte evanghelii din cer, care nu-i cea care v-am vestit-o eu vouă de la Iisus Hristos. Și atunci pot să-i spun anatema să fie. Cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu. Și iată ce spune citatul mai departe. Căci oamenii cei sfinți al lui Dumnezeu, deci obligatoriu trebuie să fii sfânt al lui Dumnezeu, pentru că avem și sfinți contemporani. Vai, știi ce mult postește ăla? Vai, dar știi ce mult se roagă ăla? Dar știi ce viziune are? Știi ce descoperire are? E o greșeală noastră câteodată a credincioșilor, în general, când căutăm văzători cu Duhul. Ca să fii văzător cu Duhul, trebuie să vezi foarte bine cu ochii simpli. Adică să vezi lucrurile neîntortocheate și reale. Să vezi lucrurile la justa lor valoare. De aceea spune că noi ne uităm la față, Dumnezeu se uite la inimă. În momentul când ai să citești cu ochii, trupești gândurile inimii unui credincios, atunci poți să te declari văzător cu Duhul. Și uite ce spune aici. Pentru că ei au grăit purtați fiind de Duhul Sfânt. Deci nu oricând vorbești și nu oricum vorbești, ci numai când ești purtat de Duhul Sfânt. Și aceștia sunt profeții Vechiului Testament și sunt sfinții apostoli care au fost investiți din Dumnezeu prin Duhul Sfânt dat asupra lor ca să meargă să împrăștie în lumea și să o umple de dreaptă credință. Și ne întoarcem la oaia noastră. La a treia ispitire, din nou Satana, văzând că încăpățânatul ăsta care de 40 de zile nu mănâncă nimic și o face pe interesantul în muntele Carantania, omul ăsta ciudat care nu reacționează ca Adam în rai, deși sămânța lui Adam, vine și îi spune: vezi tu tot ce e aici, ai arătat Ierihonul. Care ați fost la Ierusalim vreodată, știți cum arată Ierihonul, acolo în pustie frumos, unde sunt izvoarele alea, izvorului Elisei, niște ziduri urmi rămase, Carantania cu bisericuța în coastă, acolo era un imens oraș comercial unde se trafica, unde lemnul de măsline, vinul de slujbă, erau câmpii însorite, unde soarele cocea și făcea un vin foarte aromat, foarte bun. Și veneau din toate ținuturile și luau pentru Ierusalim, pentru templu. Și iarăte, vezi toată bogăția asta, dacă te închini mie, ți-o dau ție. Și Hristos are o reacție cu totul ciudată. Este reacția, de fapt, care trebuie să o aibă un om care crede cu adevărat în Dumnezeu, atunci când este ispitit de ceva lumesc, pentru că am spus, avem trupul cu patimile lui, avem diavolul cu cursile lui, vorbim imediat și de niște curse ale diavolului, și avem lumea cu răsfățul ei. Și îi spune așa: înapoi a mea, Satano! Mai este un citat aici la Ioan în epistolă sau la Petru, unde spune că chiar Arhanghelul Mihail, certându-se cu Lucifer întunecatul, i-a spus așa: certe-te pe tine, Domnul.
Deci noi nu putem să ne luăm la luptă cu lumea nevăzută atâta timp cât nu suntem pregătiți pentru războiul nevăzut. Dar nici nu putem sta nepăsători în fața diavolului, pentru că din nou Apostolul Pavel ne spune să aveți mijloacele încinse, adică gata de luptă, să fim într-o trezvie permanentă, să aveți făcliile aprinse, cu platoșa mântuirii, cu scutul nădejdii, cum spune acolo, și cu sabia Duhului, să biruiți în ziua cerea. Și iată, Hristos face acest lucru, păzește acest cuvânt al Apostolului Pavel, deci și Pavel îi ia ucenicului de mai târziu, el de fapt făcea ce Pavel spunea. Domnului Dumnezeu să te închini și lui unuia să-i slujești. Deci nu în două direcții.